Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendentul în scorpion, etalare pentru octombrie 2021. Un mesaj special, care legătură cu etalarea care vine, că e un mesaj special. Special pentru unii dintre voi aveți susținere. Sunteți susținuți în scopul vieții voastre de îngeri. Puteți să vă sprijiniți pe ei și pe comunicarea, vedeți, pe comunicarea cu îngerii. Și este foarte interesant cum apare și la capătul setului de cărți Talk to your angels, vorbiți cu îngerii voștri, eventual practicați această comunicare specială. Poate să fie pe calea muzicii, dar nu obligatoriu, e o, e o comunicare... Altfel decât verbală, vibraționar aș spune, și practicați-o. Practicați-o. Poate cineva care cântă să vină în preajma voastră pentru unii, deși nu e muzică, dar clar este cineva care practică un soi de. Da. încearcă să-și dezvolte niște abilități artistice. Acum, punem deoparte aceste cărți, vom vedea dacă se repetă într-o formă sau alta, revin ca și mesaj sau este, doar repet, un mesaj special, un sfat. În timp ce am amestecat cărțile, s-a arătat, sau au arătat luna și regele de cupe. Ori o fi un alt semn de apă, care? Până acum nu ținut secret, nici regele de cupe nu își arată emoțiile, vă puteți să fiți voi foarte bine, da? Să nu arătați emoțiile față de cineva, pentru că nu sunteți siguri. Aveți niște frici. În general, fricile țin de, de zodia scorpionului, chiar dacă scorpionii sunt puternici. Totuși, casa opta și a patra sunt cele mai... Intense ca și depozite de, de frici, de emoții negative. Acum, faptul că au venit pe orizontal este o schimbare de energie. Oricineva vrea să-și arate, să comunice, să iasă în acest mister, confuzie, secret, să exprime, apropo de exprimare, da? De exprimare, să exprime ce simte pentru voi, ori, vei, ori voi încercați să fiți mai deschiși. Vedeți unde sunteți. Oricum, pentru unii dintre voi sunteți, ați blocat doi de spade, voi sau altcineva, ați blocat o perioadă comunicarea cu cineva de la, de la distanță care simțiți că vă ține pe loc. Poate este o căsătorie pentru unii, poate cineva este într-o căsătorie, într-o relație. Și încă nu este deslegat de această relație. Poate o distanță și din cauza distanței apar niște blocaje în această uh, povestea, poate să fie a voastră, 10 de cupe, da? O relație or uh, ideal. Ideal care, până să fie atins, uh, înfruntă niște blocaje. Repet, din cauza distanței, din cauza unor contracte, probabil, a unora, a altora. Acum știm că e mergul retrograd și poate că dacă a fost un blocaj, să există un care blocaj de comunicare, de călătorie chiar, se va rezolva, pentru că au venit cărțile, am zis, au venit cărțile pe orizontal și simt că misterul, secretul, se va dezvălui. Emoțiile care până acum au fost ținute ascuns vor învăli, vor copleși sau vă vor copleși și pe unul și pe celălalt. Dar sunt în curs de da, de apariție sau de descătușare. La capătul setului de cărți, ce mai aveți? Ia să vedem. Regele de monede, Justiția, pentru mine clar, există un personaj într-un contract, repet, poate să fie căsnicie, amândouă pentru mine reprezintă personaj căsătorii bărba-femeie nu contează, sau cu niște contracte, sau cu o karmă încă nerezolvată, sau, sau, sau cu o poziție profesională specială, cu niște bani, cu moștenire, ceva, care stă în, în calea acestei fericiri, oarecum, care creează conflicte, nu doar în mintea voastră și a lor, dar uh, și în, uh, în mediul în care sunteți, voi sau ei. Aceste conflicte cu concurența, cu prietenii, cu familia, pot să fie și în viața voastră și în viața lor, da? Trebuie să vă zbateți foarte mult ca să călătoriți, ca să veniți, că am zis că eu, sunt niște probleme de distanță și să comunicați. Ce? Iar comunicare. Regina de spade, magicianul. Cineva care nu a exprimat, de fapt, și totuși ține foarte mult la voi, la această dragoste, la emoțiile pe care le simte și pasiune, dragii mei. Da, destul de interesantă povestea, da? O să pun cărțile cum le răsfoiesc prin setul de cărți. Care vrea să se rea... Ia uite, un șase de cupe. A, -a... Ați încercat o detașare de acest suflet pereche. Unul dintre voi v-ați detașat tot de cupe, șase de cupe, da? Dar, degeaba v-ați detașat pentru că voi vă simțiți în continuare. E o comunicare telepatică pentru că ați mai trăit și în alte vieți și nu aveți cum. Hai să vedem. Ia uite. Cu, Între stagnare și mișcare și dinamică. Doamne ajută să fie bine. Soarele nu a să ascende în modul nord în Scorpion. Octombrie 2021. Hai să vedem, dragii mei. Oh, oh, iubiții mei. Scorpioni. Patru decupe în suflet. Tristeța voastră sau a lor, dar dacă sunteți semne de apă sau planete în scorpion, simțiți și tristețea lor și ei, dacă voi sunteți triști, o simt voastră, că n au cum. Le transmiteți, am zis, e, e vibrația aia. Știți, când vine tsunami, că e pozitiv, că e de bucurie, că e de tristețe, creează niște vibrații, da? Simte. Oricine în jurul vostru, când sunteți supărați. Și nu doar în jurul vostru, și de, de la distanță, repet. Acum, cine o fi supărat? Vedeți, cred că amândoi sunt de supărați. Iau, de șapte de spade. Sunteți supărați pentru că cineva nu exprimă dragostea. Clar, șapte de spade este cineva care ascunde, fuge. Ori fuge de dragoste, ori fuge de emoții, nu muse de dragoste. Ar trebui să fi chiar prost, scuzați-mi expresia, să fugi de dragoste, dar Bine, cei care nu se obișnuiesc dragoste, cu dragostea se sperie, că am văzut luna, da? Luna și regele de cupe, uh, regele de cupe care înseamnă pentru mine dragostea adevărată, trecând peste zodi Și luna la fel, trecând peste zodi înseamnă frică, uh, confuzie, când simți foarte mult pentru cineva, ai tendința la un moment dat, zic eu, nu știu, poate că și eu îi fi făcut cândva așa ceva, dar oamenii care sunt mentali, că am văzut regina de spade și magicianul, oamenii care sunt raționali, încearcă să-și analizeze stările, doamne, dar de ce simt, dar de ce am palpitățile astea, emoțiile astea, da? Și aici este tristețe, pentru că cineva nu exprimă. Și aici este grija, teama, ca nu cumva să pierdeți o ocazie specială a voastră, a lor, da? La capăt, nu e, tu ce zic în ultima vreme, nu e capătul, este rădăcina acestei cruci, este cinci de spade, da? Cinci de spade, conflicte, conflicte, probabil că sunt și invidioși, că am văzut și cinci de bâte, invidioși, conflicte, conflicte verbale. Aici este ego, dorința de a avea putere mentală, într-o formă sau alta. Ia uite, din cauza acestor conflicte, pentru mine aceasta este de obicei Venus în, în Scorpion. Poate să fie și altă variantă planetară în Scorpion, dar pentru că este 8, este casa 8 a Scorpionului, și nu neapărat în Scorpion, în casa 8, planete în casa 8, care vă provoacă să vă transformați. Stați, stați, stați și când vedeți că lucrurile nu merg bine, plecați. Și aici este uh, provocarea, să transformați tristețea în uh, creștere spirituală, da? Aici 4, 4, plus 4, 8, da? Tristețea voastră cu tristețea lor vă provoacă, repet, vă provoacă să vă detașați. Poate să fie și plecarea cuiva la un drum și atunci simțiți atâta tristețe că ziceți gata, trebuie să mă relaxez, să mă detașez, dar mm, 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 rămâne de văzut cât reușiți. Și voi și ei, ia uite, regele de pute, dacă ta pasiune aici este și sunt și emoții, că am văzut regele de cupe, și pasiune. În prezent, remitul, tăcerea, Distanța, călătoria, lecția spirituală din care trebuie să găsiți sau la care trebuie să găsiți răspunsul. Lumina. Sunteți în căutarea destinului. Sunteți pe aproape, simt eu că e aproape destinul. Îl căutați, îl simțiți, îl adulmecați. Probabil că în această perioadă nu se comunică corect. Aici este provocare, cineva pleacă și s-a pus tăcerea, răceala între voi. Acum că e plecare de mai mult timp, pentru că avem totuși în trecutul îndepărtat, trecutul apropiat, da? Acum acest trecut îndepărtat apropiat variază. Poate să fie două, trei luni, poate să fie un an, un an și de la om la om, da? În prezent aveți acest eremit, care într-un fel sau altul fiind reprezentând printre altele și Zodia Fecioare, guvernată de Mercur, ar putea să sugereze vibrația lui mercur retrograd. Nevoia de analiză, de a înțelege, da, de ce simt, da, de ce sunt supărat, da, de ce a plecat, da, de ce sunt conflictele uh, acestea. De? Și nevoia voastră și nevoia lor. Uh, cred că e o creștere în, uh, în oglindă. Sfatul este valetul de cupe. Comunicați-vă emoțiile. Și voi măcar un pic. Da, e un valet. Măcar un pic. Nu ce nimeni să, să arătați întreg o pentru că altfel se... Înneacă și vă puteți înneca și voi și ei în atâtea emoții, dar măcar o cupă arătați. Comunicați. S-ar putea, totuși, cineva să vină cu niște scuze? Dacă vină cu niște scuze, primiți-le? Nu fiți ranchinoși? Eventual, dacă simțiți că voi ar trebui să. Oferiți ceva, această cupă, simțiți că ei sunt trei și să lăsați de la voi și să. Eu știu, le spuneți o vorbă bună, ceva cât să-i aline. Da. Fiți cu alte cuvinte, ce frumos vine mesajul, empatici, sensibili, delicați. Scorpionii pot fi uneori și așa, nu? Exterior, magicianul, da. Probabil că cineva cu planete în gemeni că tot avem mercur, avem și șapte de spade și cinci de spade. Cineva cu marcaj în gemeni. Și știu că uneori scorpionii se, se simt foarte atrași și nu vorbesc doar de zodie în sine, vorbesc de aspectele din scorpion sau din casa opta, care creează această atracție către zodia gemenilor. Spun din experiență, pentru că mai că mai era scorpion și tata geamă. Dar, repet, nu mă fixez pe zodii muzai, că sunt multe zodii și semn de foc și fecioară și altă apă și alte semne de aer, da? Exterior. Cineva vrea să manifeste ceva, eventual vrea să comunice că am văzut magicianul și regina de spade mai devreme. Acum rămâne de văzut dacă a comunicat sau. Pentru că aici. Nu, e clar că nu a comunicat și acum își dorește să comunice. Aici e provocarea. Aici e provocarea. Analizăm, măi, ce fac. Că dacă fug de mine, fug de ceea ce îmi doresc cel mai mult, de această dragoste. Mm, Nu-i bine. De ce vă este teamă de 8 de monede? să zicem, am putea să separăm mesajele, să vă fie teamă de niște chestiuni financiare, de toate problemele acum care, care, apar acum în contextul general politic, da? Că nu faceți rost de bani, că nu aveți bani, dar 8 de monede înseamnă și transformare pentru mine, iar e casa 8, 8 și 8. Vă este teamă că nu o să se implice persoana sau dacă vă implicați prea mult voi, se vor implica și ei. Aici e o chestiune de implicare, de lucru în relație. Casa opta, da? Nu mai fug de... de transformare. Mă implic în ea practic. Ce vă doriți, Marea Preoteasă? Secret? Este secret ce vă doriți? Păstrăm secretul? Scorpionilor, normal. Normal, am trebuit să păstrăm secretul pentru că, na, și eu cu luna scorpion, na, apreciez uh, dreptul la viață privată, nu? Mm -hmm. Hai să nu căutăm prea mult, nu? În lumea interioară a scorpionilor. Ce oți fi? Și voi, și eu, și... Da? Ce vă doriți? Să simțiți, să intuiți, eventual, Ei, 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 ei. Ce reușești să faci? Șase de spade. Se manifestă o detașare mentală. De în ce sens? Mergeți către soare, uitați către, către foc, către căldură. Lăsați în urmă aceste cărți destul de sumbre. Uitați-le cum sunt, da? Majoritatea sunt gri. Toate acestea, 2, 4, 5, da? Sunt gri. Cred că mergeți către culoare, către un alt teritoriu emoțional și fizic și pasional. Și pasional da. Cartea exprimă detașare de întuneric și călătorie către soare și ce poate fi mai strălucitor decât regele de bâte. Opa, justiția. Apare. Ia să vedem. Uf, uf, Regele de Acest rege de spade, că o fi geamăn, o fi balanță, că o fi a, vărsător și că o fi altă zodie care nu a exprimat, a încercat să fie rațional din cauza că are un contract, are o karmă de rezolvat, da? acest personaj vrea să vină să ofere stabilitate posibil și spasiune. Pentru că este dor de voi. Da, vrea să comunice. Va, va, va veni să comunici. Ia uite să se întâlnească cu voi valetul de bâte și patru de bâte. Valetul de monede, pardon, și patru de monede. Da, vrea să construiască ceva. Ia uite, opt de bâte. Mă trebuie să facă un drum. Da. Așa. Hai să, astea o să le pun deoparte. Totuși lăsăm... Pe cine lăsăm? posibil acest personaj pentru unii să lase în urmă o energie negativă, din cauza asta nu a comunicat corect, a ținut niște secrete de voi, da? Și am văzut mai devreme luna în poziție orizontală. Vrea să comunice, vrea să facă, să se exprime dreptate. Acum nu o să comunice foarte mult, pentru că nu e vorbăreț regele de spade, dar totuși e principial. E principial, e o variantă înaltă. Regele de spade e principial. Da? Să las și pe el la capătul setului de cărți. Ia uite! O comunicare, obsedant. Cineva își dorește obsedant comunicarea cu voi. Da? Pentru că simte multă dragoste, ia uite, simte că sunteți perechea lor, ia uite măi, deci n a de regele de cupe. Simte că sunteți perechea lor divină, nu doar atracție fizică, pe care consumă. Da, posibil să fie un triunghi pentru unii, triunghi amoros, evident, dar nu obligatoriu. Dorința de a manifesta această întâlnire cu voi, cu sufletul lor pereche, este foarte intensă, îi consumă. Da? Dar trebuie să inițieze valetul de bute da? ca să poată să fie creștere în această dragoste. Da? Trebuie să inițieze. Și uite așa au stat în, în stres, în griji, cum, cum, cum. Ia uite, 6, 7, 8, da? Până apare energia aceasta explozivă, cavalerul de spate, gata, mă duc și spun. Mă duc și spun, declar, mărturisesc. Spun adevărul și transform situația care era pe cale să moară, poate ca și murit, situația în sine, da? Că de-aia există patru de cupe regrete, da, și cinci de cupe. Trebuie să spun. Și atunci situația va renaște într-o altă formă. Uitați ce formă frumoasă, totuși. Colorată, plină de pasiune. Hmm. Trăguț. Trăguț. Și în principiu știm, și nu neapărat că cei care au planete în Scorpion, această capacitate de a transforma viețile, nu doar viețile lor, ci și ale celor cu care au de-a face, dar este Pluto, care Pluto în anumite case, în anumite aspecte planetare, dă această capacitate unor personaje. Ia să vedem. Scorpionașii mei. Mm -hmm. Clarificăm patru decupe, te rog o dată. de cupe frumos. roșu minus, anat. iau, te cavalerul de. Ia, e nu e cavaler mai, de ce zic eu cavaler? Probabil că a fost cavaler, este acest rege de băte. Rege de băte este tot pe orizontal, este în transformare. Probabil că a fost cavaler, da. uite, mersi, inspirație. A fost cavaler, a fost un jucător da? Un actor, un actor, poate chiar e actor, poate chiar e actor. Sau dacă nu e actor, este un jucăuș de fel, da? A fost. A fost. E în transformare și acest personaj. Relația cu voi i-a transformat, sau poate, dar nici nu a fost relație, emoțiile, tot ce simt, tot ce s-a vorbit, energia, energia dintre voi. Îi transformă. Da? Posibil că voi sunteți și voi sunteți supărați pentru că na, da, știați că dar în această tăcere se manifestă, repet, transformarea lor a voastră, a tuturor, înspre regele de foc. Adică un personaj stabil care știe să-și conducă viața, știe să-și guverneze pasiunea într-un mod creativ și să creeze ceva deosebit în această pasiune inclusiv sexuală, da? Dar pasiunea nu înseamnă doar sex, evident. Deci, cred că este acest personaj la capătul setului de cărți nouă de băte, iaute, niște blocaje, poate că i-ați blocat, doi de spade, doi de iaute, doi de băte, doi de spade, nouă de băte, niște blocaje și blocajele acestea creează întârzierea unei, unui început. E o oportunitate, vă faceți grija, am pierdut ocazia, poate și ei își fac grijă, Ah, masa de treabă, am fost prea superficial, ar fi trebuit să arăt, ar fi trebuit să spun și nu să ascund și uite așa se transformă cavalerul în rege, da? Clarificăm șapte de spade, o dată, pentru scorpion. De două ori, de trei ori. Eh, asta vrea să apară 6 de băte. Poate că a fost mai egoist. Șase de băte unor poate să dorească atenția, să atragă atenția, să fie un mai egoist, dar aici este provocarea totuși. Provocarea este Cine a fugit să vină, pentru că la șase cineva vine. Așa da? aveți totuși un șase, da, care vine. Dar altfel de șase, șase de spade. Cineva care vine victorios. Personajul care a fugit, care nu a arătat. Da? Aici este provocarea. se exprime și să manifeste victorie, pentru că regele de bâte e victorios într-un fel sau altul. Și regele de spade, o da, o da la capătul setului de cărți, regina de cupe. Da, voi. Sau sentimentele lor. Cinci de spade, au de exact conflictele astea. Poate, e o căsătorie, poate sunt niște bani în joc, un job, o, eu știu, o moștenire, șapte de cupe, care provoacă la visare, deci visează la voi, dar nu au manifestat ce ar fi trebuit. Cinci de spade. O dată. De doi. De trei ori. Ups! Nu ce sare? Invocare. Cum a zis mai devreme, tsunami ăsta emoțional a creat uh, pe care îl transmiteți în general cei care aveți planete în Scorpion sau dacă în sinastria voastră există uh, planete în Casa opta. Uh niște emoții foarte puternice de care am senzația cu acești cinci de spade ca unul dintre voi a încercat nu doar să le -a, pe o parte le-a atras, că da, au și venit, le au atras, atras într-un mod inconștient, într-un anumit moment al vieții, dar când au venit s-au speriat de ele, că am văzut luna, da, și cu cinci de spade și conflictele interioare și mentale care, pe care le-am văzut, i-au făcut să împingă, da, Parcă acum eu așa simt, acum simt că împing aceste emoții. Nu, da? Cu șapte de spade, nu, nu vreau să simt, este prea mult ce simt. Este prea mult ce simt. Ia uite, doi de băte nu știau să aleagă, nu au putut să aleagă. Posibil, aceștia au fost ori, ori extrem de precauți, ori vin dintr-o viață ei în sine să fie foarte pasionați, să fie foarte sensibili, dar să aibă o viață destul de plictisitoare cu cineva, o relație. Șapte înseamnă relație. Dar, dacă nu e relație plictisitoare, poate să fie o atitudine extrem de precaută. Și, din acest motiv, au refuzat, au eu, prea multe ce simt, nu pot să dorm noaptea, mă învăluie emoțiile, ce e asta, ce asta, mai ales dacă are planete înseamnă de aer multe 8 cupe, te rog, odată de două ori de trei ori 8 hmm. de cupe 8 de spade, aici este un stres, un blocaj o obsesie de care ați încercat iau Ați încercat să vă detașați emoțional, că nu găsea soluții, nici ei, nici voi. Și interesant că în, acest, în, acest, în această carte este parcă, da, e un cerc în care stau gândurile, da, care vă înconjoară și pe voi și pe ei. Dar acum simți și asul de monede, da? Nu se putea manifesta relația din cauza stresului și a blocajului. În primul rând, un blocaj mental. E al treilea 8, 8, 8, da? Al treilea 8 pe care îl văd. Dacă îl adăugăm, inclusiv vreau să zic, dacă îl adăugăm și pe acesta, nu e 8, dar e. Da. Zodia Scorpionului. Ați simțit că vă blocați mental? Că deveniți obsedați, obsesivi? într-un fel sau altul, și voi și ei, am zis e o chestie telepatică. Și unul și altul sunteți. Și a zis, gata, nu, nu, nu mă mai gândesc, plec undeva, încerc să mă descoper, să mă bucur de, de, mine, de ce știu eu să fac, sau poate nici nu știu ce fac, mai am ceva de descoperit, da? Șapte de cupe, vise, vise. Ia, am zis de asul de monede, ia uitați-l. Asta înseamnă channeling. Iar apă aer, apă, aer. Un duplex, un duo mai bine, nu un duplex, mai bine un duet. Apă, aer. Pentru unii dintre voi. Pentru unii dintre voi, voi cei cu planete în semne de apă, ați zis, gata, mă duc către nouă de cupe, către mine, către bucurile mele interioare, pentru că personajul respectiv la 8 de spade nu exprima. Am mai spus povestea asta în mai multe variante, dar o confirm și prin această carte. Stătea pe loc, se gândea. Ce să fac? Ce să fac? Ce simt? Auleu! Eremitu, te rog, o dată. De două ori. Clarifică. De trei ori. Cinci de spade. Da? Personajul acesta. Acesta. Da? Care a refuzat emoțiile în continuare. Poate sunteți voi. Vedeți că și scorpioni au tendința asta uneori. Dar. E tăcerea între voi și acest personaj din cauza acestor conflicte mentale. Poate mai sunt niște oameni invidioși, afară de conflicte mentale sunt niște invidioși. Unul dintre voi aveți în preajmă oameni care vorbesc negativ și adaugă la stresul și la problemele și blocajele pe care le întâmpinați în această relație. Acum, pentru cei care manifestă acești cinci de spade în viața lor personală, trebuie să tăceți un pic mai mult că remitul tace tace și înțelege. De ce, de ce simt? De, ce, de ce mă stresez atât? De ce nu găsesc soluții? De ce vreau? Eu știu, cu tare și cu tare, da? Trebuie să înțelegeți. Dacă nu vă simțiți voi aici, înseamnă că sunt ei. Dar eu zic că sunteți și voi, pentru că totuși mercurul acesta retrograd ne influențează pe toți. Și toți avem în viața noastră un stres, avem niște invidioși, avem niște dușmani, da? Față de care trebuie să găsim o anumită strategie de abordare și această strategie se găsește în liniște și în rugăciune. Remitu. Da? Trebuie să vă rugați și să înțelegeți, să găsiți lumina. Mai dăm o carte totuși, uite. Regina de foc. E vorba de această pasiune, uite, șase de spade. E o distanță între voi. Mai dăm o carte. O dată. Pentru Eremi și cinci de spade. De două ori. Și acești cinci de spade. E o separare mai. E o separare, turnul. Dar separarea asta aduce și lumină. Turnul vine cu lumină, eremitoare lumină. Separarea aceasta aduce înțelepciune și ajută să transformați, am zis, ajută să transformați voi, ei care o fi, veți treci și veți vedea, să transformați situația. Se va transforma în bine, zic eu. Ia uite, șapte din cauza, ia uite, șapte de spade din cauza acestor minciuni. Și nu în sensul urât al cuvântului, cineva... Iar e o distanță, e o distanță, că vă lumea pe orizontal și nu s-a putut concepe relația corect. Da. La șapte de spade, n-aia nu-mi place musai să zic că s minciuni. E o fugă de sine. Poate să fie de sine însuși, nu neapărat de o altă relație. E o fugă. The runner and the chaser. Știți? Acum, sfatul. Valetul de cupe pentru scorpion odată. Ups! Ia uite, regele de monede pe care nu l-am înlăcuit încă. Deocamdată e jokerul locului. Și l-am făcut frumos, dar nu l-am scos încă. Regele de monede. Care e pe orizontal. Posibil acest personaj. Căsătorii, necăsătorii cu bani. Uh, cu statut profesional bun, uh, e un pic zdruncinat. Da? E pe orizontal. E un pic zdruncinat această poveste, evident. Când ai de-a face cu casa opta, totul te zdruncină. Casa opta, Pluto, Scorpionii, da? Uh, acest personaj... Ia, ce face? te simte multă dragoste regina de cupe, simte multă dragoste, stea, simte că sunteți predestinați. Eremitul merge către stea, da? V-am zis de nu știu câte ori. Eremitul caută steaua își caută destinul. E o lecție spirituală, o călătorie prin care treceți amândoi într-o formă sau alta, chiar dacă sunteți separați. E o călătorie energetică, să zic, mentală, emoțională o aparentă separare, pentru că noi, voi totuși mergeți într-o altă dimensiune mână în mână și vă transformați unul pe celălalt. Vă dăm o carte pentru acest rege de monede, o dată. De două ori. De trei ori. Hai să vedem. Apă! 10 de cupe, simte multă, ia uite și asul de spade, posibil să aibă marcaj, da? În semn de aer. Da? Regele de monede nu înseamnă nu să ai semn de pământ. Ia uite, faetonul. Luna. Ce am zis mai devreme? Luna, magnetismul aici este. Ține secret această atracție, acest personaj. Ține secret această atracție extrem de puternică. ce îmi plac cărțile mele. Dați-mi voie să mă bucur de ele, da? Dar trebuie să-și deschidă sufletul. E lumina lumină aici pe suflet, da? Și să aleagă. Aleagă să vină. Și faetonul merge către stea. Faetonul Eremitul, da? Dar nu merge practic. Practic, nu doar mental. Alege să manifeste adevărul, un început în temei, în sinceritate, că până acum nu a fost, și în emoții. Emoțiile astea cu Aici este. Apă. Simte multe emoții. Și asta zdruncine. Mai ales dacă, gândiți-vă că e un tur care este lovit de acest tsunami cum am zis mai devreme, sau valuri foarte mari, da? Uriașe. Imaginați-vă, închideți ochii și vedeți ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu acest turn, cu acea cetate care e pe marginea unei mări, să zicem, nu? Nu e struncinată? Și aici este. Dacă ar fi să nu vorbim de un alt personaj, de, aceea, din acest motiv tac și încerc să simt altfel cărțile, dacă ar fi vorba să nu abordez sfatul din perspectiva unui alt personaj care vrea să vină și pe care ar trebui să-l primiți, da? Sfatul ar fi să nu fiți încăpățânați, pentru că regele de monede unor poate fi încăpățânat, dar faptul că a venit pe diagonal mai lasă un pic din, din, structura sa, dacă sunteți voi aici. Și repet, să fiți empatici, să le simțiți tristețea și să oferiți o pic de compasiune. Și restul va veni de la sine. Restul va veni de la sine. Cineva plânge după această pasiune, încă nemanifestată. Hm. Clarificăm magicianul, influența exterioară pentru scorpionul odată, de două ori, de trei ori. Ia uite, secret! Hm. Aici este magicianul și cu luna. Da, sună manipulare emoțională, nu? Sună. Dar asta pentru că nu au curajul. Iau te roata norocului. 3 de cupe. 6 de cupe. Simt că e o întâlnire între un suflet special. Și aici 5 de... Um, 5 de cupe. Doriu. Este dor de voi ca de apă. Da? Dar au încercat să țină controlul. Împăratul. Da? Să aibă control. Au crezut că sunt de neatins. Că pe ei nu-i ating emoțiile. Frica frica de emoție. mai dăm o carte. Dar lucrurile se schimbă, da? Pentru că există multă bucurie. Ori fi trei de, cu, de, trei oameni, nu știu, sau trei situații, sau trei, trei, Dar energia se schimbă pentru că există și multă bucurie. Mai dăm o carte. O dată. De două ori. De trei ori. Iată, regele de Cupe și Luna, cum am zis mai devreme, vedeți, nu le-am ales, le-am tras la. Au venit în fața voastră. Regele de Cupe simt multe emoții, dar n-au exprimat-o. N-au exprimat-o. Poate e un asem de apă care are marcaj în semn de aer, care a fost educat cu regele de monede. A fost educat să fie cu capul pe umeri și picioarele pe pământ, da? Și poate nu e niciun asemenea de apă. Este cineva foarte sensibil care nu știe să-și arate sau n-a întâlnit până acum a, asemenea emoții ca să, să știe cum să-și arate emoțiile. Trebuie să învețe. Vrea să manifeste ceva nu. Clar. Magicianul înseamnă inițiere. Inițiere. Ai, ai ce frumos! Da? Eventual trebuie să mai aveți răbdare și ascultă vocea interioară, doamnă ajută, să aveți un pic de răbdare să mai precauți oamenii aceștia, dar vor iau teasul de cupe cu voi. Voi sunteți asul lor de cupe, voi sunteți zece de cupe pentru ei. O nouă lume emoțională pe care o descoperă. Opt monede, o dată, de două ori, de trei ori. Nouă de spade. Nece. Gri grija pentru bani, eventual, a voastră, a lor, pentru job. Posibil să inf să mai influențeze povestea asta. Niște mesaje despre ce vă e frică, ce. A, ah, sau vă e frică? Cumva vă faceți griji că nu vor munci în această relație, repet. Să fie și stresul vostru. Iată, regina de cope. În relație cu voi. Regele și regina de cupe, stea, destinul, opt de bâte, poate să fie și o distanță între voi. Nu știți. Vă este teamă. Aici este și teama voastră. Vor munci, vor transforma, se vor implica, vor exprima acest foc, vor materializa și ei ceva din toate gândurile și emoțiile pe care le au față de voi. Pentru că, repet, simțiți. clarificăm. Eu. Aha, încercăm să vedem ce vă doriți. Ne dați voi? Hai, dați-ne voie. să vedem. Ce este? Marea Preoteasă. să clarificăm. Oh. Marea Preoteasă să o dată. De două ori. De trei ori. Doi de spade. Nu-mi dă voie. Mai încerc o dată? Doi de spade. E un blocaj. Cineva trebuie să-și asculte intuiția, dar este poziția voastră. Da? Ce vă doriți voi? Cum am zis mai devreme, să tăceți un pic mai mult și să vă ascultați uh, intuiția. Este și tăcerea voastră, nu doar a lor. Ia uite! pasiune, focul. În această carte îmi place foarte mult pentru că este și un foc care a consumat ceva aici, e ce nu și e fum. Se consumă o karmă, apropo de, de, justiție, se arde o karmă, poate să fie o karmă a trecutului. Dar această fugă de dragoste să țină de, de trecut de o karmă dintr-o altă viață, care trebuie arsă într-o formă sau alta, ca să se manifeste darma, binele, echilibru în viața asta. Mai dați voi să mai o carte? Hai să mai încercăm totuși. Da. Și în spatele acestui foc, șapte de spade. Fugă. Fugă. De a concepe, de a înțelege legătura profundă dintre cei doi. A voastră, a lor și a unei și a celuilalt. Mai dăm o carte, totuși o dată. De doi. De trei ori extraordinar. Valetul de spade. Aici este. Spade, spade. Valetul de spade. Poate să fie și un soi de spionaj al vostru, al lor. Ve și voi spionați un pic, că e tipic scorpionului, da? Uh, valetul de spade unor spionează, da? La capătul, <laughs> la capătul setului de cărți, magicianul. Magicianul e și influența exterioară, da? Ați vrea să comunicați cu acest personaj, dar deocamdată blocați un pic legătura pentru că vreți să vă ascultați și intuiția. E bine dacă aveți această tendință înțeleaptă, că rimitul e înțelept. Dar chiar dacă blocați comunicarea, eventual mai ascultați, te de tarot, vedeți ce mai pun și ei pe Facebook, da? Da. Eventual simțiți că... Între voi și acest personaj, poate chiar și vedeți cu viziunea, vi simțiți cu marea să simțiți și vedeți că este posibil o mare, nu știu, o mare bucurie între voi. Ia uite energia asta, ia uite tai, ciu și, și soarele. Între voi doi se poate manifesta lumină, adevăr. Cei doi, ce, ce place, da? Cei doi în, când se sărută, își transmit lumină, își echilibrează emoții, emoțiile, energiile, își transmit lumină. Ha, ce frumos! Dar, asta e, merg cu retrograd. Normal. Regele de bute o dată, de două ori, de trei ori. mare preot, Mare preot. Dacă e căsătorit, acest personaj înțelege, de fapt, multe legate de tradiție, de căsătorie, de pasiune, de reguli, de restricții. Dacă nu e căsătorit posibil acest personaj, despre care am vorbit mai devreme, să crească spiritual, să-și dorească o altfel de legătură profundă. Mare preot și marea preoteasă să simtă. Să simtă că de fapt legăturile profunde nu țin de contractele justiția, da? de contractele pe care le semnăm în această viață. La tribunal, la biserică, da? alea sunt niște contracte umane, legăturile profunde spirituale sunt altfel. Șapte de cupe visează la un început. Un început care să ducă într-o zonă sigură. Unii poate își doresc căsătorie cu voi, variază. Dar această pasiune, acest personaj care se maturizează, inclusiv sexual, dar și, nu doar sexual, și emoțional, și mental, vrea să manifeste ceva, dar să manifeste, ups, ia uite, să manifeste astfel de monede, eliberarea de blocaje și împlinirea visului său. Șapte de cupe. visul sunteți voi voi sunteți. că aici am greșit la aceste cărți experimentale pe care le ador le ador, da chiar îmi plac. Am greșit că le-am laminat și sunt cam la următoarele ieșiri din tipar nu le voi lamina clarificăm șase de spade odată de două ori de trei ori Șase de spade, șapte de monede. Și zece de monede. Și trei de spade. Și, a, diavolul, legătura karmică. Mai, mai, mai. Spun, pentru unii, dacă nu-i căsătorie este un job. Sunt tradițiile, familia bogată din care vine și din cauza acestor probleme care țin de bani, de tradiții, da? Aceste situații încetinesc călătoria care trebuie să se manifeste. Dar călătoria se va manifesta totuși. Trebuie să aveți răbdare, eventual. Încă un timp. Dar pentru că este finalul ce se reușește, că e călătoria voastră sau, al sau altei persoane, vedeți și voi unde este, unde se potrivește mesajul, totuși se va manifesta, pentru că e totuși. Am zis, da? Și mă repet, că știți că mă mai repet. Ce reușiți să faceți? Justiția odată de două ori, de trei ori. Nu de cupe, mai, mai, mai. Dacă v-ați v -ați detașat ca să creșteți, să vă transformați emoțional, vă veți transforma emoțional, da? 8 pleacă către 9, apare 9, da? Apare 9. Poate să fie 9 acest nou să fie al vostru, echilibru vostru mental și emoțional. Pentru alții, posibil, e cineva cu marcaj în balanță sau dacă nu-i marcaj în balanță, că nu-mi place să mă fixez doar așa pe, pe zoni. Personajul acesta care este într-un contract simte în continuare multe emoții și speră că se va manifesta adevărul, ceva frumos, da? Această dragoste. Încă speră, pentru că voi sunteți tot ce și-au dorit. Ah, ce frumos, asul de cupe, da? 9 și cu 10, uite. Și ce apare aici, după meditație, patru de spade, apare transformarea. Transformarea care revine și aici. Vedeți ce frumos, ce frumos. Hai, regele de spade. Odată, dată, de două ori, de trei ori. Visează, regele de spade a învățat să viseze. Ce frumoasă lecție a primit. <laughs> da. Cu toate problemele financiare, tradiționale, adicții, frici, ce ormai fi ele, sunt singurare, călătorie spirituală, tot ce este, regele de spade a învățat să simtă și nu doar atât să viseze. Dar, totuși nu se va mulțumi cu visul, regele de spade va vrea să materializeze. Din acest motiv apare undeva în depărtare, nu musai luna asta, undeva în luna, urm, lunile următoare, regele de bâte și mare preot își va exprima, pentru că vrea să exprime, da, tot ce simte, vrea să transforme situația, va exprima și pasiune și va manifesta acest mare preot, legătura aceasta spirituală profundă și stabilitate. Și creștere spirituală. Ce frumos! Chiar frumos! Sper că v-a plăcut și vouă, mie chiar mi-a plăcut. Vă doresc, dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup! Numai bine! Ceau, ceau!